Ceva ce stau și mei. Ne-am adunat aici cu toții pentru că avem de dezbătut subiecte importante care s-au petrecut în zilele astea, în orele astea și așa mai departe. Așa că fiți atenți. Sunt foarte încântat să fiu alături de voastră. Vreau să vă mulțumesc pentru numărul mare în care ne urmăriți, în care ne trimiteți mesaje. Vă invit pe toate platformele mele unde exist eu. Vă anunț că sunt foarte multe proiecte la care se lucrează acum, la care Slavo Alexandru lucrează cu Mama Focului. Și sunt încântat. La verdade este că estoy muy emocionado, cum spunea o mare artistă de prin alte părți. Așa, grăini, cum se duc găinile în coteț, așa se duc oamenii acasă, da. Interes pentru popor, pe combinații, evident că sunt pe combinații, da. Hai să vă spun o chestie. După decesul a trei mari artiști așa din România, nu știu ce ați văzut, a fost mare scandal, s-au întâmplat niște chestii așa și au dat ei seama că nu e ok, au făcut familie urât, au încercat prin bile să își poată îngropa morții cu ritual de ăsta normal, adică nu pentru COVID, ci pentru oameni care au murit cu tipurile de alte alea, mai că nu s-a putut, s-au supărat, ați văzut ce au făcut fetele lui, nu vreau să-i dau numele, l-au sunat pe Ludovic Orban și l-au rugat să lase, aha, n-a fost cazul, nu știu ce, mă rog, și acum o să-i lase, nu o să-i mai arunce în sacii a doi de nylon, voi o să-i arunce îmbrăcați, păi și ce, și sigilează oricum și n-ai voie, păi deci e același lucru, ăsta a semnat în sfârșit, nu știu ce ordin de la ministru care permite să îți aranjezi mortul, mamă ce chestie extraordinară, nu știu ce trebuie. Așa, foarte frumos, au luat s-a terminat mâncarea de la peștișor, eu o să trească să mă duc la piață să cumpăr alta, nu pot să trec ce iar am drum, așa, toată ziua am drum, toată ziua mi-a fost frumos, ce să zic, așa, da, ok, uite, mi-am notat aici niște chestii care îmi plac și că vă urez manipulare plăcută sau aveți grijă, nu vă mai luați voi de reziști pentru că se supără ăștia și vă bagă mai rău în casă sau în panii sau toate râsurile astea umane. Realizați ce este neregulă, simt civic dezvoltat. Da, alte vremuri, alte școli, mi-a scris cineva, da, într-adevăr, un mesaj în care mi-a spus, băi, Alexandru, noi acum nu mai putem avea pretenție de la oameni, pentru că pe vremea noastră, uite ce urât a început să spunem chestia asta, pe vremea noastră, școala se făcea altfel, oamenii aveau simț civic, nu ca acum când nimănui nu-i mai pasă cu adevărat de ceea ce se întâmplă în societate, știți că și... Într-un fel cam așa este. Adică chiar am auzit la televizor zilele astea spunând că domnule s-a schimbat raportul între profesor și elev, nu mai e ce a fost cândva. Înainte oamenii aveau respect, aveau teamă. Când venea profesorul nostru la școală, doamne, uite, nici Ludovic nu mai are respect față cândva. Adică, când intra profesorul în clasă, toți tremuram. Dar și când intra în clasă? Numai când îl vedeam ieșind de la cancelarie și când intra... ieșea pe hol cum ar fi, așa, și venea spre clasa noastră și mom, îmi bătea inima așa, dar aminte să... Păi acum ce școală să mai face dacă oamenii au smartphone de ăsta, au telefoane cu care filmează, n-ai văzut că filmează profesorul, nu are voie, profesorul să-ți facă nimic, nu știu ce, că îi faci sesizare. Deci s-au schimbat forțele între profesor și elev și atunci e clar că nu mai ai cum să-l controlezi și ăla nu mai are teamă că oricum nu-i mai pasă. Vă dați seama câți copii mai scriu acum lecțiile. De când a fost situația asta de cacao la care s-a elevii atunci, până în 2019, când încă se duceau la școală. Dar cât mai scriau, cât mai învățau, nu o să mai poate așa ceva. Au dat pe celebru o plită de poliție cu scandal, da, vai ce să spun, s-a întâmplat ceva nemaipomenit, dar m-a surprins declarația ei, o avocată, nu vreau să-i dau numele, că oricum nu e ceva de capul ei.
nu e mare lucru, de capul ei a apărut la televizor și a spus că domnule ea e indignată pentru că au oprit-o ăștia la intrarea în metrou, n-au lăsat-o să intre și că ea e prima oară când se confruntă cu treaba asta și nu se aștepta la așa ceva. Păi dar de ce să nu te aștepți? Adică cum nouă oamenilor normal să ni se întâmple și ție nu doar că ești tu avocata nu știu cui, hai să fim serioși, uite ce brața, așa, sunt foarte alb la asta, mă uitam că sunt foarte alb, domnule, așa, a venit vara, a început totuși să se schimbe vremea, nu mai e chiar ca înainte, de friguț, la noi aici în cartier unde locuiesc eu, iar s-a oprit lumina, că ăștia opresc lumina în continuu. Da iubire, ta, așa. Nu ca eu șterg toată ziua, șterg cum se numesc astea, ușile de la șiponier, că nu vreau să mi murdărească hainele. Știți când închide ușa și se lipesc de haine. Dar văd că să adună scămunțe pe aici și eu nu suport. Hai mă Ludovic, gata, lasă-mă, te rog frumos, așa. Și ceva, că sunt unele chestii pe care eu le am în cap și nu le mai spun pentru că deja pe mine m-au săturat, m-au dat peste cap și pentru mine deja s-a găsit și soluția, am găsit explicațiile și așa și nu, e foarte greu să iau totul de la capăt pentru că e sfidează absurdul și pentru că multe chestii care se întâmplă astăzi nu mai au nicio legătură cu logica, o Doamne, Doamne, o Doamne, Doamne, așa. Știți? Și adică unele chestii nici nu merită a fi comentate. Hai mă, Ludovic, că iar îmi murdărește asta, ce naiba. El vine cu lăbuțele lui și vine direct aici la mine. Uitați-vă și voi la milogeala asta. Ia uitați-vă și voi la milogeala asta. Frumoase. O, Doamne, Ludovic. Că emisiunea asta nu ar trebui să numească Kincio, ar trebui să numească... ar trebui să se numească... Ludovic Ludovian Show. Așa, să știți, hai să vă mai spun o chestie, să vă fac o recomandare, că tot vorbim așa. Am început să mă uit pe canal de eu care nu mă uitam, că aveam o părere mai nașpa, așa știți că se spune că e nivelul ăla, categoria C, de spectator, categoria D chiar, de fapt, ca să spunem că rezonează și cu, cu titlul, numele postului, așa. Eu nu uitam la canal, că aveam așa o preconcepție, că sunt emisiuni de genul Puterea Dragostei, Exatlon, Survivor, Bravo Ai Stil, nu știu mai ce. Și acum de ceva timp când ajung și eu acasă rupt de oboseală și așa mai departe, am început să dau pe canal D și să mă uit la Survivor, care începe la 8 în fiecare zi, de joi până duminică și e chiar foarte frumos. Am avut și artiști mari, vreau să vă spun că am citit pe pagina media.ro că au cel mai mare contract pe săptămână la semnat Jador. Bravo ție, Jador! Așa băiat ca lumea, ca nertat, ce? Îmi place pe el, își merită locul, e pe YouTube, pe acolo. Ulelă, ulelă, prințele, ulelă, ulelă, iubire, ulelă. Are Ludovic așa dinții, nu știu cum, pe afară. I-a zis cineva că ar fi o boală, dar mă rog, eu sper să... Adică nu e, că oricum sunt crescuți, asta nu e boală. Deci el are dinții ca elefantul, așa e, și își afară, doi. Nu e nicio chestie. Așa și la ce mă mai uit eu pe canal de... la Puterea Dragostei să uită mulți prieteni de-ai mei. Bine, hai că ne întoarcem. Îi vezi.